înseamnă că în noi există această, acum putem spune, gena nemulțumirii, că există un înscris de genul ăsta. Da. Probabil că acum cu cercetările genetice care se fac, și se pare că indienii și rușii au ajuns la niște concluzii foarte interesante din punctul ăsta de vedere, o să trebuiască bănui să schimbăm puțin, în fond, despre genetică de când ne ocupăm, de când se ocupă rasa umană. De foarte puțin timp, dacă o raportăm. Exact, de foarte puțin timp. Deci suntem abia la începuturi și cine știe ce o să mai descoperim. Ei au descoperit că în protogenele noastre, deci există ceva și mai vechi decât vechi, există până și modelele de vorbire, silabe, sunete, totul este acolo. Și că la început ar fi fost un limbaj unic, din niște motive el s-a diversificat. Acum putem trage niște concluzii, dar totul e la foarte, foarte început, încât da, nu știm. Dar ceea ce putem... Bine, ei au încercat aceste sunetele, silabele sunt vibrații, le-au transformat în vibrații, vibrațiile la rândul lor pe lungime de undă, și au încercat să însănătoșească gene care ieșeau din anume vibrații. Nu s-au apucat să facă modificări genetice. Și e ceva cu totul, că tu modifici o genă, dar nu știi ce se întâmplă în ansamblu. Rezulta, da. Nu știi ce o să rezulte. Se pare că nici cei mai de sus, când au făcut niște aranjări genetice, n-au prea știut că o să iasă ceva sau altceva. A fost un experiment. Dar putem spune că atunci când Adam și Eva, secvențele alea energetice, nu erau un om și o femeie, au greșit, au înscris în gene, în ADN a urmașilor care au venit după ei, acea greșeală. Da, e ca și cum eu am o formă de copt pâine. Am scăpat-o jos și am făcut așa, un intrând. Ea e așa și deodată am strâmbat pâinea care o fac va fi cu strâmbătura aia. Dar modelul ăla în mii și mii de ani, vă închipuiți de câte ori s-a strâmbat? Ori faptul că se spune, tot ce se spune în cărțile sfinte sau lucrurile de bază sunt ca noi să putem îndrepta acele strâmbătăți, acea tavă care s-a strâmbat, să o îndreptăm ca modelul de după noi să fie mai bun, să fie mai fericit. Ni se dau niște rețete. De exemplu, cea mai frumoasă care am găsit-o în psalmi și care corespunde, dacă vreți, cu multe alte și cu tehnici care se fac, stai liniștit și cunoaște că eu sunt Dumnezeu. A cunoaște înseamnă că eu am dat mâna cu tine, știu cine ești, ne-am schimbat. Deci a sta liniștit nu se referă la trup, nu mă mișc, se referă la minte. Stăia în pace, în liniște, și atunci eu voi intra în contact. Și când fac asemenea contacte cu pacea aia care e Dumnezeu, tava aia moștenită cu strâmbătăți, în măsura în care eu lucrez la această îndreptare, se pot îndrepta mai multe. Deci trebuie să și vrem. Trebuie să și vrem. Deci aia mi s-a părut foarte frumoasă și se găsește și în rugăciunile care le faci. A venit și a văzut că nu putem să ținem mintea în pace, atunci ne-a spus să spuneți rugăciuni. Nu multe ne spune în Biblie. Tatăl nostru. De ce? Pentru că acolo, în primul rând, că stai pe ce spui. Nu mai fuge mintea pe toate coclaurile. Deci îți obții o pace în asta. Plus, e o altă fază. Am trecut de la psalmi. Oamenii au crescut în niște mii de ani și în faza în care Domnul Iisus ne dă Tatăl nostru, noi am ajuns la a putea folosi rațiunea să înțelegem ce spune El în acestea. Tatăl nostru, deci eu am un tată creator a ceea ce sunt, afară de tatăl biologic, eu am unul care mi-a creat ființa. Nu o sfințească-se numele tău, fac-ți voia ta. Da, pe deci eu vreau voia Lui.
Dar cum știu eu care e aia? Tot Domnul Iisus ne-a spus cum să fac în viața mea ca să fie voia Lui și nu a mea. Deci ne spune niște lucruri în rugăciunea aia ca să-mi crească conștiința, rațiunea, ba să-mi pun întrebări și să spun: Domnule, stai să vezi că lucrurile arată altfel. Nu sunt un animal, sunt Fiul lui Dumnezeu. Cu capacități de Fiul lui Dumnezeu. Deci eu nu mă manifest încă, dar ele sunt acolo potențial în mine. Că de-aia Domnul Iisus spune: eu sunt fratele mai mare a unui cer întreg de frați. Deci eu am potențialul să devin. Și atunci, asta e rugăciunea este o metodă. Dar Domnul Iisus ne spune, a văzut că nu înțelegem doar prin rugăciune, a venit și ne-a spus: dați grijile Domnului. Asta este o altă formă de a mă avea încredere, a mă apropia de El. Dar eu ce fac? Doamne, uite ce grijă am, n-am încredere în El și îi spun: dă-mi Tu asta. Deci îl învăț și ce să facă, ca și cum El n-ar ști, deși în Biblie spune, El știe ce-mi trebuie și părul când se mișcă din cap și știe care sunt nevoile mele. Și El îmi va da ce am eu nevoie, că pe mintea mea ruptă de Dumnezeu, eu cer altceva. Altceva, da. Da? Deci, dă grijile Domnului. Asta ar fi una. Un alt aspect al dă grijile Domnului este: dacă mă ta îmi faci cadou paharul ăsta de apă, da? Mi-l iei înapoi? Nu, mi-l ai dat? Da, eu da. Pot să-l iau și acasă, îl beau, pot să fac ce vreau cu el, sau cam așa. Dar eu să zicem, îi dau grijă: Doamne, copilului meu nu-i merge bine. Ai Tu grijă, te rog, de el. Și peste 2 ore încep să-l sun, să-l întreb ce faci, ce cu tine? După aia, a doua zi, iar mă rog, ai grijă. Deci nu am asta încredere. Asta e deja neîncredere, da. Deci nu am încredere. În al doilea rând, dacă eu a doua zi mă rog din nou, e ca și cum i-am luat grija, i-am dat-o ieri și am luat-o înapoi.